La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Bună ziua și bine v-am regăsit la radio. Astăzi, în direct din Cluj, suntem chiar în fața magazinului central, pentru că aici, la Cluj Hub, se desfășoară și festivalul de shopping Half is Free, adică acel eveniment unde venim ca să ne facem cumpărăturile la jumătate de preț. Dacă vreți să ne și vedeți, dar nu sunteți în Cluj, accesați site-ul europafm.ro sau andreaesca.com. Iar în timp ce mulți dintre dumneavoastră se îndreaptă spre noi, eu am să vă spun o poveste frumoasă despre niște tineri care au pus Clujul pe harta lumii. Cum și despre cine este vorba, aflați imediat. Can you feel this untold energy? Use it to make a difference. Traficul este de cel puțin 10 ori mai mare decât în mod normal. Cei din afară văd și o altă față a României și a românilor până la urmă. Și e bună, e foarte bună. Eu sunt de profesie inginer, nu le prea am cu vorbele. Și atunci Edi mă reprezintă de obicei. Mulți nu și închipuie că tu lucrezi de la audiție la alta. Au senzația așa, că v-a apucat și mai înainte cu două luni de festival. Sau asta nu poate fi un job serios. Asta e așa o pasiune ce faceți voi. Ne-am bucurat că peste 5, 6, 7 ani, pe lângă Dracula, Hagi, Nadia, să zici și despre Untold, simbol al României. Bogdan Buta, Bogdan Rădulescu și Edi Chereji sunt invitații mei de astăzi, sau ca să fie mai simplu, inventatorii festivalului de muzică Untold. Sunt invitații mei. Bună și bine ați venit! Bună dimineața! Bună! Bine te-am găsit! Și bine ai venit la Cluj, la noi acasă! Da, mulțumesc! Hai că am făcut interviuri cu doi invitați, dar cu trei chiar n-am făcut. Și acum, ca să fie și mai complicat, pe doi îi cheamă Bogdan. Am eu o idee! Ia zi! Noi suntem, eu sunt comunicator și tu ești jurnalist, ar trebui să inventăm un cod. Da, cum să zicem, Bogdan 1, Bogdan 2? Sau Bogdan B bine și Bogdan te... R? Da, bine că nu te cheamă și pe tine Bogdan, că asta era chiar funny, funny. Bine, hai să o luăm așa. Ai cui sunteți voi, măi, flăcăi? Să luăm de la Bogdan B, pentru că Bogdan B, adică Buta, se află lângă mine aici. Cel mai aproape, ia zi. Zi așa, de unde vii tu? Și încotro te duci? M-am născut la Blaj. Copilăria și de fapt până am terminat liceu am crescut la Iud și de când am terminat facultatea. Uite, ca să vezi cum e și pentru oamenii care la cântă la tine, trebuie să ține microfonul așa în drept sub gurie. Așa? Și după aia te-ai mutat la Cluj? Da. Bine, hai să mergem la Bogdan R, să vedem el de unde e. Născut în Iași, crescut la Oradea. Wow! Mutat la Cluj și mutat a doua oară la București. Da? Și cum ați ajuns de la Iași la Oradea? Tatăl meu e de acolo, mama de aici și s-a ales Oradea. Aha, nu vreau să întreb de ce. Așa, ia zi, Edi. Tocmai spre vest. Ia zi, Edi. Născut la Zalău și a ajuns la Cluj aici la facultate, după care am rămas în oraș, m-am așezat aici, iar de ceva vreme am făcut pasul către București. Dar buletinul nimeni, tot de nimeni Cluj. Nimeni nu-i perfect. Exact. Da, e interesant că niciunul dintre voi, de fapt, nu e din Cluj. Suntem adoptați, zic eu, până la urmă. Ăsta e oarecum și un hai să zicem, un motiv al nostru pentru care tot timpul simțim că aici e casa Untold, indiferent unde am merge, ne-am întâlnit cu oameni, că e vorba de București, că e vorba de orice loc din țară, că ne întâlnim în afara țării cu cineva, când vorbim despre casa Untold, casa Untold de aici la Cluj. Iar noi am fost crescuți aici, ne-am format aici și aici ne-am întâlnit și nu doar noi, pentru că sigur că pe lângă cei trei care suntem acum aici în fața ta, există o întreagă echipă și sunt mulți, mulți oameni care au fost alături de noi încă din primul moment și care au ajutat și au contribuit la ceea ce este Untold astăzi. Să știi că asta e întrebarea care mi se pune cel mai des. Toată lumea vorbește despre Untold ca și cum Untold ar fi un om, știi? Untold, nu știu ce, dar cine sunt de fapt oamenii ăștia din spatele Untold? Și eu am să încerc astăzi să facem așa câte o poveste, cum să zic, pentru fiecare, să vă descriu într-un fel, astfel încât oamenii să aibă și acea imagine din spatele Untold. Și aș vrea să-mi povestiți un pic despre fiecare, așa, încet, încet, despre copilăria voastră. Nu știu, care e prima amintire, de exemplu, care îți vine ție, Bogdan, când te gândești la tine mic?
Nu știu. Trebuie să ai o imagine așa la care, nu știu, primul gând care îți vine cu tine mic. Unde erai? Păi mă jucam destul de mult. Uh-huh. Eram toată ziua pe afară, alergam. Aveați gașcă mare de copii? Da, da. Stăteai la casă sau la bloc? E destul de neobișnuit în zilele de astăzi față de cum eram pe vremea mea, să zic așa, în copilărie. Să știi că se întâlnesc și ei acum, dar ca să joace online diverse jocuri. Da. Adică stau mai mulți într-o cameră, nu vorbesc unul cu celălalt și se joacă pe un calculator. Așa comunică. Deci de când ieșeam de la grădiniță, școală, eram toată ziua pe afară, alergam, ne jucam toate jocurile posibile, socializam. Bogdan Rădulescu, la voi cum era? Ți-aduce aminte cum era cartierul în care ai copilărit? Da, eu practic locuiam... Mic, unde ai stat? Oradea. Oradea deja. Oradea, uh-huh. Da. Locuiam foarte aproape de cetate. Uh-huh. Și pe vremea aceea pot să zic că în fiecare zi era, nu știu, o adunare a copiilor din 3-4 străzi principale din zona aia și jucam fotbal, aveam echipe, turneu, era extraordinar și de-abia ne aduceau părinții în casă, a fost super fain. Dar erau stricți părinții? Adică aveați vreo oră de intrat în casă sau erau așa, țipau de la geam? Hai acasă! Da, cu țipete, cu scandal, da, era cam așa se întâmpla. Stăteai la casă sau la bloc? Am stat în vreo 7 locuri, am stat și la casă și la bloc, dar bunicul meu cred că era pasionat de mutat. Nu știu. Și l-ai moștenit și tu astăzi. Da, da, da. Da, deci, toată familia. Și tu te muți acum, toată ziua, până ziua? Da, 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 da. Cred că am 24 de mutări la activ. Nu! Da. 29 de ani și 24 de mutări. În același oraș sau schimbi și orașul? În cele 3 orașe în care am stat mai mult. Da. Wow. Edi, tu ce ți-amintești așa de când erai mic? În primul rând nu m-am mutat. Singura mutare pe care am făcut-o a fost de la una Cluj, și bună. De la Cluj la Zalău, da, și iată acum de la Cluj spre București. La fel ca și băieții, da, ne jucam foarte, foarte mult. Mi-amintesc că am crescut la bloc, dar în egală măsură bunicii mei din partea tatălui meu locuiau la casă în oraș, în Zalău, foarte aproape de unde locuiesc părinții mei și toată vara mi-o petreceam mai mult la bunici, fiind foarte aproape, având o curte mare cu animale, am crescut acolo, după care când am ajuns cam pe la 10-11 ani și am început deja să prind gust pentru minge, pentru fotbal, îmi plăcea foarte, foarte mult să stau în spatele blocului acolo să joc fotbal. Știu că aveam un parc mare acolo și era o stradă care despărțea parcul de, mă rog, un complex alimentar, stația de autobuz, zona care era cumva epicentrul cartierului. Și mintesc că atunci mi se părea strada aia atât de mare și de greu de trecut. Și mi se părea că trebuie să fiu foarte, foarte atent, că nu se știe când vine ba autobuzul, ba un taxi, ba o mașină. Iar acum când trec prin zonă... Se pare o uliță. Da, mi se pare o străduță. Da, e interesant cum funcționează până la urmă mintea copilului, cum lucrurile mici ți se par atât de mari atunci și de impresionante și apoi după ce crești, obișnuiești cu alte lucruri, cumva... tind să le dai o altă dimensiune și o altă importanță. Cu toate că, până la urmă, cred că cel mai important lucru e să nu uiți, să te bucuri de lucrurile mici. Dar dacă ar fi să vă întreb, nu știu, de ce vă este cel mai dor din copilărie? Hm? De timpul acela care nu se mai termina, adică aveai timp să faci orice. Ți se părea că e infinit, nu? Ți se părea că exact. Vacanța e foarte lungă? Deși, pe de altă parte, nu știu, îmi amintesc că mergeam în vacanța de vară la țară și erau câteva luni și parcă tot mi se părea că n-a fost suficient. Toți aveați bunici la țară? Da. Eu aveam străbunici la țară, bunicii mei erau la oraș și locuiam împreună cu ei, da. Uh-huh. Pentru că există acea, nu știu, libertate pe care nu o simți decât când te duci la bunici sau când te duci la țară și te lasă să faci tot ce vrei. Tu mergeai, Bogdane, la... Mai mult forțat. Deci ție nu ți-a plăcut. Mie-mi plăcea cu copiii din fața blocului. Erau mai severi sau de ce? Bunicii erau mai severi sau ce se... Nu știu, nu eram neapărat, nu mă integram rapid într-un loc nou și atunci sora mea... Preferai să stai undeva unde să fie sigur. Da, ea mergea la bunici, ea se integra rapid oriunde eu... Da, preferam să stau cu gașca mea și să mă distrez cu ei. Dar dacă ar fi să alegeți un miros care vă duce cu gândul la copilărie, care e mirosul acela?
Hai să zic că Bogdan Rădulescu primul. Nu, nu tu, Edi, nu tu. Nu tu, că tu ești cel mai vorbăresc. Trebuie să vorbim și cu acești băieți. Ia. Un miros din copilărie. Știi că e la școală? Nu tu, că tu ai ridicat mâna, înseamnă că știi lecția. Nu. Să zic că Bogdan Rădulescu. Greu. Miros din copilărie. Nu știu, poate o mâncare pe care bunica o făcea. Bunica mea făcea super cozonaci și umplea casa de miros, dar era super, super fain. Și da, ne trezeam, cred că cu surpriza asta în fiecare weekend, ea se apuca de făcut super prăjituri și cozonaci așa, și toată familia eram, ce se întâmplă în bucătărie, hai să vedem. Și ăla e mirosul. Da, ăla și gustul atunci de cozonac, să zic, ăla e gustul copilăriei? Ai fi surprins. Cred că gustul, mâncam niște cartofi prăjiți cu piept de pui și maioneză când ieșeam de la liceu și mâncam așa în continuu. Fiecare zi, și cred că ăla e gustul ce marchează copilăria. Ai vrea să mai mănânci acum, dar nu mai te abții, nu? Sau cum? Am fost acum la întâlnirea de 10 ani de la terminarea liceului și primul lucru înainte să intru în liceu am căutat chioșcul ăla unde se vindea asta, dar nu mai exista, din păcate. S-au mâncat toți cartofii. Exact. Între e timp. Business pentru tine. Ia zi, Edi. La mine cel mai pregnant sau cea mai pregnantă amintire pe care o am legată de copilărie și care cumva îmi creează tot timpul o stare de nostalgie e legată de Crăciun. Și astăzi pentru mine Crăciunul este foarte, foarte important. Ioana poate să-ți confirme lucrul ăsta, că din momentul în care... Ioana este soția lui Edi, pentru cei care ne ascultă și nu știu cine este Ioana. Și este și PR-ul celor două festivaluri. Exact. Parte din echipa noastră. Și mama fetiței mele. Așa. Și ea poate să ne confirme că din momentul în care, începe să se facă așa friguț afară, vreo 10 grade deja, eu încep să frădunesc prin casă. De Crăciun. We wish you a Merry Christmas. Ei, și asta cumva vine din copilărie, pentru că Crăciunul pentru noi era foarte, foarte important în familie și amintesc și acum cât de frumos era în seara de Crăciun. Mergeam la bunicii mei de lângă Zalău, de unde e mama mea. Și într-adevăr atunci erau acele... Cum se cheamă localitatea? Localitatea se cheamă Ciumarna. Este foarte aproape de Zalău. Ce important e că în Zalău, în Sălaj, acolo toate localitățile sunt vestite pentru pălincă și țuică. Deci asta e ceea ce pune oarecum... Asta e gustul copilăriei tale? Ei, iată că era să mă prins cu ceva, dar nu e chiar așa, pentru că... culmea că nu sunt un fan al băuturilor și... Băieții știu asta, de multe mi se spune că no fun with you. Da, 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 în ce sectă ești? Știu că pățesc și eu asta, înțeleg foarte bine. Mama mă întreabă o dată pe an, mamă, dar tu ești în vreo sectă? Și nu vrei să recunoști. Da, da, exact, nu vreau să recunosc. Dar atunci erau acele ieri cu multă zăpadă, erau foarte mulți copii care mergeau la bunici de Crăciun, se mergea la colindat, se făceau stele înainte cu o săptămână, se făceai gașca de prieteni. Sigur că eu mergeam mai mult cu, aveam verișorii mei apropiați, care era mai legat, dar era foarte frumos. Mi-amintesc că traversam între Zalău și Ciumărna, există un, mă rog, se cheamă Muntele Meseș, dar nu e un munte care are o altitudine de vreo 600-700 de metri, dar apropo de istorie, geografie, la un loc, dar era superbă șoseaua prin pădure și cu acele zăpezi care erau atunci, chiar se crea o atmosferă de bani. Și mie mi-a rămas în minte acea perioadă și cumva eu tot timpul fac în minte conexiunea între Crăciunul la din acea perioadă și Crăciunul de astăzi, care sigur are și el frumusețile lui, dar parcă nu mai e la fel ca și cum era. Dar mergeai cu băieții la colindat? Da, 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 mergeam, da. Și mai există acolo? Adică nu mai e gașcă de băieți care din să meargă la colindat? Nu mai există, nu. Din păcate nu mai există și sigur aici aproape sunt și motivele legate de îmbătrânirea populației din glasat. Da, și mă rog, au plecat la oraș, au plecat la în alte oraș, țări. Dar nu se mai păstrează la fel tradițiile, nu mai e nici iarna, nu mai sunt nici zăpezile acelea care erau. Nu-ți mai vine să cânti și nici nu-ți mai vine să bei palinca dacă nu-i zăpadă, că nu te ia frigul. Adică toate sunt legate, să știi. La aici, vă mulțumesc mult de tot, ești drăguț. Hai că ți-am dat destul timp de gândire, zi care e gustul și mirosul. Ia zi. Cred că s-a întâmplat de curând să, din să întâmplare să mănânc pâine în nou și mi-a adus pâine în ou, nu știu dacă se face. A, și adică o tăvălești așa prin ou, da. Și după aia o prăjești, nu? Da, da. A, dar mâncam și noi, dar noi se cheamă frigănele. Și se mănâncă cu mazăre, cu mâncare de mazăre. București. Și voi cu ce mâncați? Cu zahăr? Cu zahăr. A, există ceai, și cu zahăr. Da. Și mi-a adus aminte de copilărie, pentru că nu mai mâncasem din copilărie. Și cred că aceasta ar fi. Auzi, da, erați cu mințe așa voi când erați mici sau făceați prostii? Veneau, nu știu, veneați cu un picior rupt, cu nu știu ce? Mai,
Eu mai... Tu mai da? Mai pățeam, adică ținând cont că, nu știu, alergam și săream în fugă de la etajul 2 de pe câte un bloc sau chestii de genul. Se mai și întâmplau. Aha, am înțeles, deci nu erai așa liniștit cum pari. Nu. Deci, tu, Bogdane, erai cu minte sau... Din spusele familiei, prieteni, da, eram cu minte. Bine, acum părinții mai și uită, să știi. Da, și mai și... Adică, da, sunt selectiv la, exact. La amintiri. Tu, Edi, erai cu minte? Mai știi? Eram cu minte. Aveam o singură problemă. Îmi plăcea foarte mult să joc fotbal și îmi plăcea să stau în poartă. Uh-huh. Și toți pantalonii erau în genunchi, peticiți. Pentru că la mine nu exista diferență între iarbă și asfalt. Plus că nu erau terenuri sintetice pe vremea aceea. Era terenul de beton din curtea școlii. Cam acolo. Cam aia era singura problemă pentru ai mei. Că eram tot timpul cu papuci rupți în vârf. Și cu pantaloni tot timpul trebuia să fie... Pantaloni care mergeam la fotbal, bineînțeles, să fie peticiți. Dar în rest am fost un copil cu minte, cred, acum. Sper că mama care mă ascultă și tata să confirme. Poate confirma. Auzi, dar acum, dacă vorbiți de părinți, de care erați mai apropiat? Sau care erau, nu știu, relațiile la voi în familie când erați mici? De ce vrei să ne creezi probleme acasă? Nu știu, poate n-ascultă chiar amândoi odată. Hai zi, de care erai mai apropiat? Să înceapă Bogdan, să respectăm ordinea. Hai, Bogdan, să începi tu. Să începi tu cu problemele. Zi. Cred că de la fiecare sau vezi, de fiecare eram apropiat într-un anumit fel. Mama mi cam îndeplinea toate dorințele, să zic așa, și tata cumva se preocupa mai mult să, nu știu, să mă scoată în natură, să facem tot felul de activități. Deci privind și cu ochii de acum, da, apreciez pe amândoi și fiecare cred că te-a ajutat într-un fel. Da. Dar tu știi că eu sunt o jurnalistă serioasă și că verific din 3 surse independente, așa că uite, acum o să ascultăm pe mama ta să vedem ce zice ea de tine. Foarte cuminte și foarte luptător și ambițios. Încă de la grădiniță, el tot timpul s-a luptat să fie pe primul loc, să nu-l depășească nimeni. Îl duceam la școală cu mine când eram micuț, că n-aveam ce să fac cu el. Și de acolo îmi spunea femeia de serviciu, doamna Buta, într-o zi avea 4 ani, 25 de poezii. Ne-am minunat. Cât de istez poate să fie. Învățase 25 de poezii la 4 ani? Da, el citea odată o poezie și când s-a dus la școală. Și dacă o citea odată, o fotografia și o știa. Dar învăța de unul singur sau dumneavoastră îi citeați? De unul singur. Sora lui era mai mare și o tot întreba, ce literă e asta, e la altă, cum e asta? Și el când s-a dus la școală știa să citească. Și în adolescență, ce fel de adolescent a fost? Și în adolescență tot. Un băiat liniștit, ambițios... Să fie mereu pe primul loc, să facă ceva ce n-a mai făcut nimeni. Spuneți-mi un pic despre Antold, cum vi se pare? Am rămas surprinsă, nu mă așteptam să fie un eveniment așa de frumos. Numai laude am avut și la școală colegii mei, mai tineri. Păi, doamna Buta, dumneavoastră, vă dați seama ce a făcut Bogdan? Îmi dau seama, dar poate că voi, cei mai tineri, mai mult decât mine, altfel înțelegeți. Aveți un mesaj pentru el că o să vă asculte la radio? Și să spun că îl iubesc, că mi-e drag de el, că sunt foarte mândră de el. Eu vreau să știu dacă mai știi vreuna din alea 25 de poezii. Exact ce te-am întrebat. Începe cățeluș cu părul creț. Lasă, nu-l ajuta. Zi, Bogdane, tu una din cele 25 de poezii, că așa e sistemul educațional românesc foarte bun, ne pune să învățăm foarte multe pe din afară, din care reținem, desigur, foarte multe. Ia să vedem ce poezie mai știi tu, Bogdane. Bineînțeles, cea mai la îndemână ar fi cățeluș cu părul creț. Interpretează-ne, te rog, cățeluș cu părul creț atunci. Ia, zi. Nu? Cățeluș cu părul creț fură rața din coteț și se jură că nu fură și l-am prins cu rața în gură. Bravo! Vedeți, doamna, a ținut minte din acele 25 de poezii și câte am mai învățat și după aia, uite, a știut câteva... Da. Să știi că a fost foarte emoționată mama ta când a vorbit despre tine. Deci eu cred că aveați voi așa o conexiune specială. Cu siguranță. Poți să recunoști. Păi recunosc, bineînțeles. Dar cum am zis, am cu amândoi o conexiune specială.
Bogdan, hai să trecem la Bogdan, hai să trecem la Bogdan Rădulescu. Povestește-mi și despre ai tăi. Da, cred că eram super mamos. Da? Da, 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 da. Și mai mult, crescând cu bunicii din partea mamei, era o legătură specială și cu ei. Adică, da, pot să zic că mama era confident și era ca o prietenă. Și bunicii erau, nu știu, erau locul acela de refugiu și erau calzi, erau iubitori. Și cu bunica aveam câteodată niște meciuri așa, deci mă bătea câteodată, nu înțelegeam de unde vine atâta. Dar de ce? Făceai prostii ceva sau cum? Era ciudat că, de exemplu, mergeam la fotbal, cădeam, veneam tot lovit, bandaja, adică eram accidentat și mă mai bătea și când ajungeam acasă. Și n-am înțeles nimic. Am fost cu ei la Herculane odată și am zis, vezi că mă duc acolo să pescuiesc. Da, 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 da. Și m-am dus să pescuiesc pe râu din față, m-am tăiat la picior, am venit. Și te-a tăiat și pe ălalt. Nu. Era am bunică din legiunea străină. Da? Nu. Și am ajuns în cameră și m-a văzut. Și s-a dat că ce ai pățit? Zic, m-am tăiat, eram deja palid, pierduse mult sânge și când, nu știu, probabil s-a speriat și ea și în loc să mă ia în brațe, să vadă, mi-am mai tras o mamă de bătaie, că n-am fost cu minte, că de ce m-am dus, că de ce, dar zic, tu m-ai lăsat. Și colac peste pupăz, am ajuns în recepția hotelului și a văzut că am făcut și scările hotelului de sânge. Ți-a mai dat-o, și m-am mai bătut și în recepție odată. Noi, știi că n-ar trebui să râdem, pentru că acum toți oamenii aceștia care se ocupă de parenting și de alte lucruri de genul ăsta nu o să înțeleagă nimic din ce vorbești tu, să știi. Da, da, da. Și cu toate astea o iubești pe bunica ta, mult, înțeleg. Da. În schimb, când ai văzut ultima dată? În schimb? Da. În schimb, m-a răzbunat fratele meu că la 18 ani diferență, părinții mei au avut un copil. Și el, să zic că s-a impus în fața bunicii mele și n-a mai avut... Da, bunicul era mai blând. El era, da, era cerebral, adică este în continuare un om super cerebral și cumva coloana vertebrală a familiei și foarte principial și de fiecare dată când mă bătea bunica, la el găseam refugiu. Refugiu, da. Păi și eu tot la el, să știi că am găsit refugiu. Da, ia să vezi. La botez, părintele, când să-l bage în chiștelniță, a întrebat numele lui și s-a răspuns că îl cheamă Bogdan. A spus că e un nume frumos, de voievod și că va fi un om puternic în viață și frumos. Atunci eu m-am gândit să fac tot ce pot pentru el să-l ajut în viață, că să ajungă un om adevărat. Și mă bucur că, după câte văd, a luat-o pe această cale. Vă place ce face acum la Antold? Da, îmi place. În mod deosebit îmi place ce face. Dar știu că îi place ce face și se dăruiește în totalitate acestei meserii. Ați fost vreodată? Nu, n-am fost, pentru că în anul acesta s-a dus soția mea. Și i-a plăcut doamnei? A, deosebit, a fost încântată soția și a venit acasă, mi-a povestit ori întreagă ce a propune poțelul ei, de ce e în stare, ce organizator bun este. De fapt, eu toate treburile astea le știam de Bogdan, pentru că când vine acasă, noi doi avem ceva aparte, o ședință așa, o întrevedere între bărbați, o oră, jumate, două, cât are el timp, că mai nou nu prea are, că nu lasă în pace telefonul și vă spun, îmi place mult ce face, știam ce face și l-am încurajat întotdeauna. Aveți un mesaj pe care vreți să îl transmiteți? Că o să vă asculte la radio. Îl iubim foarte mult, îl felicităm pentru tot ce face și ce-i doresc cel mai mult acum să-și întemeieze o familie trainică, sănătoasă și să ajung să fiu și străbunic. Mie îmi pare bine că i-a plăcut bunicii, că îți dai seama dacă nu-i plăcea om orice îți dădea acolo de față cu, cu toată lumea la Antold. Da, da, mă certa, mă bătea acolo. Câte ani are bunica ta? Cred 67. Vezi? Și a fost la Antold și i-a plăcut. Mă certe că nu știu. Da. Tânără, oricum. Hai să ne întoarcem la voi acasă. Tu erai la rând, Edi, să-mi povestești cum era la tine acasă. Cu cine? De cine erai mai apropiat? Cum făceați? Păi, așa, dacă stau să mă gândesc din urmă, mi-e greu să-mi dau seama de care era mai apropiat atunci. Cert este că ambii părinți pentru mine au fost
motivator și a fost permanent un catalizator. Permanent mi-au dat voie să încerc lucruri și asta e un lucru pentru care trebuie să le mulțumesc, pentru că am reușit să experimentez foarte multe lucruri cât eram în copilărie și adolescent. Mi-amintesc că eram undeva în clasa 4-a sau a 5-a. M-au dus atunci prima dată la karate. Și după care eu am rămas cu această pasiune care mi-a fost insuflată de părinții mei, care m-au dus să văd dacă îmi place. Și sigur că apoi am rămas pasionat de partea asta. Apoi în liceu am încercat mai să... Mai mergi și astăzi? Da, atât cât îmi permite timpul, încerc să nu las această pasiune și oarecum pasiune care mi-a și modelat oarecum traseul. Și activitatea și traseul, fiindcă în artele marțiale cumva te disciplinează și încerc să fiu cât mai disciplinat posibil. Dar, cum spuneam, mi-au dat voie să experimentez multe lucruri. Am început apoi să văd ce înseamnă muzică, să încerc să fac pian când, cred că eram la 3-4 ani, în clasa 3-a sau a 4-a, sigur că eu vreau să joc fotbal atunci, după care mai târziu, în clasa 9-a, 10-a, mi-am dat seama că stai un pic, de cât pian, cu pianul e cam greu să mergi în spate să vrăjești o gagică în parc. Și ai cântat la mai chitară. Mai bine e o chitară, păi, e mai bravo, ușor normal, să fie da. Cu tine. Apoi am început să fac teatru. Și ți-a reușit treaba cu chitara? Adică a funcționat? Da, mi-a funcționat, sigur că... Nu chiar la toate fetele, depinde toate de fetele, dacă avea ureche muzicală. La fata la care a trebuit a funcționat. Asta e important. Și acum e foarte important să funcționeze și la copil. Cealaltă fată importantă din și la copil, mea, da. La copil, da. Când plânge, tu cântă-i ceva să vedem dacă e bine. Da, să știi că funcționează cât de cât. Dar revenind la părinții mei, mi-au dat voie să experimentez multe zone. Apoi teatru, apoi, mă rog, eu în clasa a 11-a vreau să mă fac actor. Și convingeam pe ai mei că asta e o meserie care de viitor, da, eu, că e o profesie și... serioasă. Da, de da, da, și atunci cumva, ca să te ajungi la actorie din Zalău, aveai doar două variante, ori București, ori Cluj. Și nu prea puteai să mergi ca la orice altă facultate, doar să te prezinti la examen, trebuia să iei niște ore. Și ai mei au fost dispuși atunci să facă eforturi financiare, să mă trimită, să caute aici profesorul care să mă pregătească. Și am intrat în legătură cu cineva atunci aici, cu... Dumnezeu să o ierte, Mona Chirilă, care e regizor din Cluj-Napoca, a murit acum câțiva ani și am avut atunci o discuție cu dumneai și văzând că fac foarte multe lucruri, mi-a zis, ok, tu dacă vrei să faci teatru și vrei să faci film și vrei să te faci actor, tu dacă o să dai la facultate în primul an, în al doilea, în al treilea, în al patrulea, tu nu o să faci altceva, nu o să mai poți să cânti, nu o să mai poți să citești, nu o să mai poți să faci sport, că aici, dimineața până seara, e programul foarte, foarte încărcat și... Atunci mi-am dat seama că stai, că poate nu e asta chiar ce vreau să fac eu. Dar, repet, părinții mi-au dat voie să experimentez foarte multe lucruri și asta cumva m-a ajutat să am o viziune 360. Și dacă mă întrebi acum și cu asta închei, fiindcă știu că vorbesc prea mult... Da, n-a nimica, vorbește. Dacă e să mă uit acum de care sunt mai legat, ar trebui să mă uit să văd în lista de apeluri. Și de care ești mai legat telefonic? De obicei, de cele mai multe ori, discuțiile ce faci, cum sunteți bine, le-am cu mama, iar discuțiile tehnice, mi s-a, nu știu, stricat ceva la mașină, s-a stricat ceva în casă, ce ar trebui să fac, sigur, că sunt cu tata, care e mult mai tehnic și priceput în lucrurile astea. Dar dacă ar fi să îmi spuneți care e cea mai importantă lecție pe care credeți voi că ați învățat-o de acasă, de la părinți, de la bunici, de acasă, cu care ați plecat voi de acasă și care credeți că va folosi de-a lungul timpului, care ar fi? Ia zi, Bogdan Rădulescu. Prima care îmi vine în minte e dată de bunicul meu, să fiu om de cuvânt, care are multe semnificații dacă stai să analizezi așa în profunzime. Și asta pot să zic că a contat și contează cel mai mult, să fii om de cuvânt și în business și în relațiile cu apropiați, prieteni, cred că e important. Bogdan B. Cred că de la mama să fiu un om bun, iar de la tata să fiu corect și principial. Edi, tu ce crezi că ai învățat cel mai important? La fel, corectitudinea și dorința de a lucra și de a face
tu posibil lucrurile pe care ți le dorești. Pentru că dacă tu nu te zbați și nu-ți găsești tu calea și nu pui tu pasiune pentru ceea ce vrei să se întâmple, nu va veni de la sine. Asta e ceea ce am văzut eu și în familia mea, nimic nu s-a întâmplat de la sine, ci doar cu muncă. Pentru că îmi spuneai de faptul că îți dădeau foarte multă libertate părinții tăi. Totuși, în perioada copilăriei, adolescenței voastre, existau subiecte tabu la voi în familie, care, nu știu, părinții nu discutau cu copiii acele lucruri? Nu știu, de exemplu, vorbeați despre fetele, povesteați părinților ce fete vă plac? Ia zi, Bogdane. Ai ce să fac, ești în fața mea, Bogdan Rădulescu, ia spune tu. Da, vorbeai cu mama, cu tata, uite, îmi place și mie o tipă, nu știu ce. Da, la capitolul ăsta pot să zic că am avut deschidere maximă din partea lor. Și da, era, nu mă ascundeam, adică nu am fost niciodată nevoit să, nu știu, să bagi o fată pe furiș după ce, exact, se culcă pe geam, da, da, cum ar fi. Da, și cred că asta contează foarte mult în creșterea și în dezvoltarea unui tânăr. Uh-huh. Pentru că de multe ori ajungi să ai situații delicate în relația de cuplu sau, nu știu, primele relații, da, din adolescență. Uh-huh. Și dacă n-ai pe cineva aproape care chiar să... Ai încredere și să te sfătuiești. Poți să iei niște decizii foarte, foarte greșite care să-ți afecteze viitorul. Dar crezi că asculți de ce zic părinții la vârsta aia? În domeniul ăsta? Adică... Sau așa, vrei și tu să mai auzi o părere? Da, nu știu, cred, e vorba aceea că până nu dai tu cu capul, pe aia mă gândesc. Așa, da. Undeva îți rămâne în minte, da, crezi. Da, să știi, adică da, probabil prima reacție e de rezistență când primești un sfat. Dar după aia în liniște îl analizezi, îl întorci pe toate părțile și îți dai seama, băi, a avut dreptate, știi. Ia zi, tu vorbeai cu ai tăi sau era o chestie despre care nu vorbeați? Ce să zic, eram, cred că am luat tot din zona tatălui, el având și așa un specific militar, nu... Era mai mult respect, era mai reținut și nu așa... Și, și eu eram genul, nu știu, mergeam în câte excursii, chestii și ei făceau eforturi să mă întrebe, ok, cum, și ce-ați cum făcut? A fost, și ce-ați mâncat, ce s-a cine întâmplat? A venit? Și eram de genul, bine, da, fain. Da, mai știu, ne-am distrat, mai știu niște copii. Adică eram super reținut. Și acum vorbiți, adică după aia ați vorbit sau ați rămas așa? Nu, păi chiar nu, că povestim, dar cumva nu intră în amănunte. Super povești, da, pe măsură ce am crescut, da, avem momente în care Dar nu exagerați cu dezvăluirile. Da. Aha, Edi, tu vorbești de toate cu ai tăi? Ai vorbit mereu, adică și când erai mai puști? Cred că da. Cu fetele oricum am o amintire senzațională, apropo de ai mei. Nu știu dacă să vă spun, dacă... Hai, acum riscă-te. Riscă-te, că nu ne ascultă decât foarte mulți foarte oameni. Foarte mulți oameni. Și Ioana, care îi apare lângă mașină. Ioana știe povestea. Bun, și chiar nu mai contează, poți să zici. Dacă știe Ioana, chiar nu contează. Nu știu dacă mă ajută pe mine, ca... Imagine. Ca imagine, da. Dar e haioasă. Nu contează, oamenii se schimbă, Edi. Așa e. Da. Dar nu m-am schimbat cu, uite, și azi am rămas cu aceeași pasiune de a găti. Aolo. Că e interesantă povestea. Îmi plăcea să gătesc de când eram mic și stăteam mult prin bucătărie cu maică mea și acum am rămas pasionat de bucătărie și... Doamne ajută! Eram undeva prin clasa 8-a sau a 9-a, era sâmbătă seara și mama pregătea pentru a doua zi și eu bineînțeles că o ajutam ca un băiat cu minte, ce eram, iată că eram băiat cu minte și ajutam să facă salată de beof, tăiam zarzavaturi. Și au venit trei prietene din liceu, cred că eram atunci în clasa 9. Și cu ochilele ți-ai tăiat degetul. Nu, au venit la ușă, fii atent, au venit la ușă să mă ia în oraș. Da. Mama a deschis ușa și mi-a zis că au venit trei fete. Le știa că sunt colegele mele și am zis, ok, să mă aștepte până termin eu de tăiat zarzavatul. Doamne, vezi ce înseamnă să ai încredere în tine? El știa că ele vor aștepta în scară până face el ce zarzavă vrea el. Le-a invitat înăuntru și le-a invitat în cameră. Și le-a dat și lor să facă maioneza. Ia, fetelor, frecați puțin la ouă ăsta până e gata băiatul. A, și deci acum e la fel, da? Până nu termin ce ai de făcut de mâncare, da, nu poate vorbi nimeni cu tine. Normal. Bine, e bine. Liceul, cum vi l-ați ales? Că tocmai vorbeam despre licee înainte de intrarea în emisie. Ia zi, Bogdan Buta. După cum zicea mama, după cum ziceam timpul... noi, cei de pe această parte, am făcut licee de matematică, fizică, pentru că suntem foarte inteligenți. Asta a vrut să spună Bogdan. Exact. Acum spune tu, Bogdan. Tot timpul am vrut să fiu cel mai bun și atunci am ales cel mai bun liceu. Așa. Și cel mai bun profil de la momentul respectiv, da, specializare mate, info, biling, engleză, avea o denumire destul de interesantă.
Deci am făcut și real și uman, totul la cel mai înalt nivel, să zic așa. Și Bogdan Rădulescu, ce a făcut el? Ia, el a fost un poet. Da, la mine a fost interesant pentru că făcând sport de performanță, în speță fotbal, diriginta mea din clasele 5-8 nu era un fan al meu și... Poate ținea cu altă echipă. Da, posibil, da, așa. Și nu-mi dădea șanse. Eu aveam, nu-mi dădea șanse să intru la liceul pe care mi-l doream. În Oradea erau două licee de top, Emanuel Gojdu și Mihai Eminescu. Și unul era pe profil real și unul pe profil uman. Și eu cumva cred că și din ambiția asta de a dovedi, și când ea spunea a, că nu o să intri tu așa, am intrat la Gojdu și am intrat chiar cu o medie mare, neavând, n-am luat în viața mea ore în particular, de exemplu. Adică m-am pus să învăț chiar înainte de capacitate, dar așa era pe vremea aia. Pe vremea aia, zise el, care are 29 de ani, da. Nu știu cum se numește. Nu știu cum se numește așa? Așa, și am intrat la Gojdu, a fost super tare și după ani de zile m-am întâlnit cu diriginta respectivă și îmi zicea, a, Bogdanel, unde ai intrat? Și zic, mama întreabă că unde ai intrat, la ceva liceu sportiv, la... Zic, nu, la Gojdu. Ai, nu mă prostit acum. Zic, nu, da, ca da, niște da, profesori cu mare încredere în elevii lor, care îi încurajează, nu-i așa? Așa, Edi, tu, încotro ai luat-o? Eu am avut un profesor de matematică, la fel, în 1-8. Era disperarea mea și arunca cu cretă după noi în clasă. Da. Dar culmea ce că era... Era vecin de bloc cu verișorii mei. Și după aia ne-am reîntâlnit pe la diverse nunți din astea, botezuri cu metrii. Botezuri cu metrii, da. Și am ajuns la o relație mult mai apropiată după aia în liceu și în facultate de când m-am întâlnit cu el. Și simțeam efectiv că mă respectă și are cumva așa un... un cuvânt bun pentru mine, pentru ce făcusem până la momentul respectiv, decât în general când luasem o singură dată în 4 ani, dintre a 5-a până între a 8-a, o singură dată am luat 10 la teză la matematică. În rest am luat doar 6-7. În clasa 6, în semestru 2, am luat 10 la teză la matematică. Singurul moment. Iar liceul am ales... eliminăm matematica. Așa, evident, da. Și m-am dus către liceu umanist, am făcut istorie și științe sociale. Asta fiindcă mi-a plăcut să citesc destul de mult de când eram mic și am considerat eu că cam asta ar fi zona care mi s-ar potrivi mie. Nefiind prieten cu matematica, fizica, chimia, biologia, trebuie să mă duc acolo unde dacă citești, poți să redai ceva și e bine. Și după aia la facultate, încotro te-ai dus? După povestea cu actoria. Da. Până... Deci nu te-ai dus la actorie, te-ai dumirit că era un m-am dumirit, da. Uite o chestie interesantă, apropo de cât de libertin și cât de mult m-au ambiționat ai mei ca să fac lucruri. În perioada, începând din clasa nouă, am început să colaborez cu o publicație din Zalău, magazin Sălăjan se numește. Acolo am participat la un concurs de proză literară, cum se făceau pe vremea respectivă, cu Cenaclul Literal, cu Biblioteca Județeană. Și eu, fiindcă eram destul de pasionat din clasa nouă de Academia Cațavencu, care era altceva de restul publicațiilor și îmi plăcea cumva satira și îmi plăcea mișto stilul lor. Scrisesem atunci la concursul ăla un mic pamflet. Am luat mențiune, n-am luat nici măcar locul întâi, dar am fost singurul dintre copiii de acolo, dintre tineri care au participat, căruia publicația a propus să o colaboreze. Uite, nouă ne place stilul tău, cum scrii tu. Și ai început să colaborezi cu Cațavencu? Nu, cu Magazin Sălăjan, Magazin Sălăjan din Zălău. N-ai vrea să faci o rubrică săptămânală la noi în publicație de tipul ăsta, așa, și se numea Lumea sub lupă. Așa. Și luam diverse subiecte din oraș care mi se păreau mie că merită tratate într-un mod mai ironic și le dezvoltam. Și după aia, din clasa 10, am prins gust pentru că partea asta de media, am început să lucrez și în radio, la câteva radiouri de acolo din oraș. Și cumva, în felul ăsta, mi-am dat seama în clasa 12 că poate e mai bine să îmbin oarecum pasiunea mea pentru partea asta media, mă gândeam că poate jurnalism ar fi poate o carieră, dar apăruse în acel moment, eram cred că prima generație din România care avea ocazia să dea la profilul
Ministerul de Comunicare și Relații Publice. Nu prea se știa ce înseamnă partea asta. Lumea și atunci, așa cum încurcă, relații cu publicul, da. Relații publice în multe cazuri. Îmi plăcuse și filozofia în liceu, chiar m-au ambiționat ai mei că au zis, tu poți să faci oricâte chestii vrei în viață, dar dacă nu mergi odată la Olimpiada Națională, n-ai făcut ești nimic. Da. Și ești atunci m-am ambiționat, am zis, bă, ce materie îmi place mie? Filozofia. Și m-am hai că mă duc la asta. Și m-am dus la Olimpiada Națională de Filozofie în clasa 12, a fost prima dată când m-am dus în București. Mi s-a părut diferit de Cluj, de asta cred că am și ales după aia Clujul ca și facultate. Și era profilul ăsta la Cluj, filozofie și comunicare. Am zis, bă, dacă tot la a plăcut mie filozofie, am fost și că și olimpic, am luat cea mai mare notă din istoria județului, adică 6,50, ceva de genul ăsta, la Olimpiada Națională. Bașca, mai îmi place și partea asta cu radio, cu televiziunea, cu astea, m-aș vedea eu că ar fi ceva interesant. Cum ar fi să fac profilul ăsta care îmbină și filozofia și comunicarea? Și asta a fost facultatea spre care m-am dus și filozofia m-a ajutat să îmi dau seama să filozofezi. Că e bine să ai și lucruri concrete în viață, dar m-a ajutat să am și un sistem de gândire oarecum organizat. În anul 2 de facultate, istoria filozofiei și ne-a zis așa la un moment dat la curs că el ne întrevede un viitor foarte bun, chiar dacă foarte mulți oameni sunt cumva sceptici că ce o să faceți voi ăștia care faceți filozofia, că ce locuri o să vă găsiți în viață, că uite, eu am o grămadă de exemple. Absolvenți ai facultății care, ba, sunt directori de bănci, ba, lucrează în corporații, ba, sunt vânzători foarte buni, dar niciunul nu era vreun scriitor, vreun filozof, vreun ceva realizat în zona asta. Atunci mi-am pus întrebarea, bă, dar e chiar bine aleasă, e chiar bine ce fac și m-am întrebat mult pe partea cealaltă de comunicare, am început să frecventez mai mult celelalte cursuri. Bine, în orice caz, să știi că filozofezi, dar noi am aflat de la un prieten de-al tău foarte bun că tu de fapt ești extrem de echilibrat. Uite, ia, ascultă să vezi ce ne-a zis. Vis-a-vis de caracterul lui, nu știu dacă ați observat, e mega echilibrat. Cred că e omul cu care n-am reușit să mă, nu știu cum o să reușesc să mă cert vreodată așa, dar nu, ceartă din asta de moment, cred că nu o să-mi iasă. Deci nu-l scoate nimic din minți? Nu, și nu scoate pe nimeni din minți. Asta mă miră foarte tare. Ce n-aș ști voi despre el, are un learning agility de invidiat. Mm-hmm. E un autodidact și surprinzător. Învață foarte repede și singur și de la alții, dar foarte mult singur. Ce crezi că îl face fericit pe Eddie? Persoana din jurul lui, indiferent de ce moment, care îi acordă încredere. Spune-mi, te rog, există ceva ce ai putea spune că, uite, asta am învățat de la Eddie? Să țin cont de părerile celor din jur și chestia asta cu echilibru eu o exersez în continuu când vine vorba de a-mi aminti de el și de vreo situație pe care eu o am. Dar din ce-mi povestești, tu nu s-ai enervat chiar niciodată, adică niciodată nu l-ai văzut nervos? Nu, pe cuvânt. Deci e calmul întruchipat. Dar aș vrea să știu cum arată nervos. Da, ia, și eu aș vrea să știu. Voi l-ați văzut vreodată nervos? Hai că... Mm-hmm. Sinceritate acum. A, tantana! Cum au zis? Mm-hmm. Și cum face când e nervos? Hai că puteți să spuneți, că până la urmă, nu știu, bănuiesc că sunteți asociați, adică, na, nu... Zi Bogdan. Bogdan B. Ia zi Bogdan B. Nu foarte frumos. Nu foarte frumos? Spune da, cuvinte urâte? E total opusul. Ia, Bogdan R, ce zice? Băieții se sperie, fiindcă eu știu că am centura neagră în jiu-jitsu și zic, hai, stai ușor. Bine, deci nu vreți să spuneți, nu contează. Hai să zic o chestie foarte interesantă, ca să vezi ce relație de prietenie cu Vlad, da. Vlad Opriș, pe care îl salut, chiar când începea emisiunea, când era piesa la radio. Ce ți-a scris? Ia uite ce am scris eu lui. Habar n-am avut. Ce ai scris? Dă pe Europa FM, dacă vrei să mă auzi. Cu Esca, îți dau o dedicație. O să auzi. Deci, să vezi ce... Și? Îi dai o dedicație? Îi dăm mai încolo o dedicație. Da, hai că, așa cum funcționează astrele. Hai că îi dăm o dedicație. Hai să trecem la gașca voastră, ca să zic așa. Cum v-ați cunoscut? Cine începe? Nu știu, repede. Începeți care cum? Care? Cum v-ați cunoscut voi trei? Noi am fost în aceeași... Noi cu cine? Tu cu Bogdan Buta? Eu cu Bogdan Buta. Am fost în aceeași generație de facultate. Ne-am intersectat prin perioada ONG-urilor în facultate.
După care ne-am mai intersectat pe diverse proiecte când am început să avem fiecare activități, să lucrăm. La fel și cu Bogdan Rădulescu, eu lucram în perioada aia la un mall de aici din Cluj. Bogdan lucra la o agenție de publicitate și mai venea la mine ca să închirieze spații de reclamă. Avea atunci un stil așa foarte sobru, care mă enerva la culme. Știam că am întâlnire cu el. Ziceam, băieți, am întâlnire cu băiatul ăsta de la agenția Amprenta, 5 minute și apoi mă sunați că ce am ceva treabă. Să știi că și pe mine Lucia Mânduță mă punea să-l sun de asta când se ducea la câte o tipă și îmi zicea, băi, nu știu dacă o să-mi placă sau nu, așa că tu îmi dai un telefon și vezi dacă zic că trebuie, că vin, da mă, vin acum, nu știu ce, înseamnă că nu e ok și merg. Da. Și dacă zic că nu așa, zici că n-aveai treabă cu mine. Deci știu asta, știm toți metoda asta. Și voi, între voi, Bogdan Rădulescu cu Bogdan Buta, v-ați cunoscut cum? În același timp sau vă știați mai demult? Noi ne-am... Eu, după ce am încheiat activitatea în agenție, am luat-o oarecum pe cont propriu și îmi căutam proiecte la care să aduc parteneri, să... Așa, și pe vremea aceea era în 2015, era programul Cluj 2015, Capitala Europeană de Tineret, făceam parte de sponsorship pentru ei. Bogdan începuse să facă echipa, să zic așa, pentru Untold și din întâmplare, eu având un partener interesat și... Un client, adică? Da, un client. Un client la agenție care era interesat. Da, sau? Și pentru Capitala și pentru programul respectiv, dar și pentru Untold, am îndrăznit să-l sun. La un moment dat, eu fiind atunci în București, el era tot în București și am zis, hai să ne vedem 5 minute să zic despre ce-i vorba. După care, nu știu, a fost așa, un fel de dragoste la prima vedere. Așa. Și când m-am întors în Cluj după o săptămână, m-a sunat și zice, nu, treci până la birou să povestim un pic. Și de atunci... Ce a fost? Dar cine a avut ideea? Adică cum a înflorit ideea asta de Untold, Bogdan Buta? Sunt un om foarte ambițios, cum ți-a spus și mama. Și știai și 25 de poezii, cumva, nu mai e cazul. Da. Eu cumva am luat-o pe parcursul acesta de evenimente din studenție, de când am început să mă implic în zona de voluntariat, în asociațiile studențești, de la petreceri de studenți, apoi am ajuns să fac evenimente tot mai mari, festivaluri în aer liber, de... la 3.000 până la 10.000 de oameni, apoi un festival cultural pe diferite arte, să zic așa. Și tot am... Și în continuare am rămas, mai mare. În continuare am rămas foarte implicat și în zona asta de voluntariat și am făcut parte din echipa care a contribuit la câștigarea titlului de Capitală Europeană a Tineretului. Deși încercam să las în urmă partea asta de voluntariat, cumva tot eram atras înapoi. Și odată ce am câștigat titlul, am văzut și ca o oportunitate pentru a dezvolta ceva și mai mare și simțeam că, da, cumva Clujul are nevoie de așa ceva. Deci, practic, ție ți-a venit ideea? Adică de la tine a pornit? Nu, că să știi că nu trebuie să fii modest. Eu acum vreau să răspund unor întrebări pe care și le pun oamenii. Dom'le, cine a venit, dom'le, cu ideea asta? Bogdan Buta a venit cu ideea asta? Da, da. Așa, nu, că poți să zici cu toată gura. Nu e ca și cum ar fi fost ceva grav. E foarte bine. E ca o idee rea. Da, nu, exact. Nu mi se pare chiar o idee rea. Adică e ok, să știi. O să te iertăm, nu e problema. Deci tu ai venit cu aceasta, ți-a venit ideea, hai să fac un festival și mai mare. Și ce ai făcut? Te-ai dus către ei, către primărie, către cine? Sau cum a funcționat exact în primul an? Păi, în general, dacă îmi propun ceva sau identific o problemă, o nevoie... Așa, o soluționez. Sunt și genul exact care așa găsesc o soluție la orice tip de problemă. Și cumva am stat să analizez și de ce nu a mai existat în România un festival mare. Adică până la momentul Untold... Și ți-ai dat seama că e foarte complicat organizat. Cam nu trecuse nimeni de pragul ăla de 15.000 de participanți pe zi la un festival. Și am stat să-mi pun întrebările astea. De ce? Și legat de infrastructură, unde s-ar putea organiza, know-how, logistică, detaliile cum reușești, exact. Și am analizat toate cele mai mari evenimente din lume
și am identificat care sunt ingredientele cheie pentru a reuși să faci un eveniment atât de mare și cum ar putea fi adaptate toate aceste condiții la mediul acesta destul de puțin propice și obișnuit cu așa ceva din România. Adică, da, mă așteptam să fie multe provocări, multe impedimente și îmi lisea așa o componentă din tot puzzle-ul ăsta imens de a pune cap la cap Untold. Și a fost efectiv un moment de ăsta evrica, că stăteam în cadă. Așa? Atunci mi-a venit în minte ultima componentă de care mai aveam și nevoie. Care era? Pe partea asta de infrastructură, deci cum să leg totul la oaltă, adică stadion cu polivalentă, cu parc, cu să rezolv problemele de cazare, adică efectiv toate întrebările și cumva micile bucăți la care lucrasem individual s-a clarificat exact cum se interconectează între ele și la final părea așa o soluție simplă la care ar fi trebuit să gândească oricine. Dar... Și după ce ai pus această idee pe o hârtie, v-ați unit în gașca asta sau voi ați venit încet, încet câte unul sau cum ați făcut mai departe? Păi, cum ziceam, deci efectiv a trebuit să găsesc toate componentele necesare. Deci probabil au fost, nu știu, 100 de persoane, fiecare cu un rol aparte în ecuația asta sau și mai mult. În general, eu sunt atras de potențialul în oameni și cumva văd oamenii pasionați și care au valoare și cumva mai degrabă m-am dus către toți oamenii valoroși care îi cunoșteam. Și cum v-ați parteneriat concret, de exemplu, Edi Bogdan în acest prim an? Eu am primit un telefon și ne-am întâlnit. Bogdan mi-a zis de ideea asta? De ideea asta. Bine, eu știam de ideea lui de mai de mult timp, tocmai pentru că el făcea acest lucru cu studenții. Mai spusese la un moment dat că are în minte să facă ceva mare pentru tinerii din România, că nu s-a mai făcut până atunci. Nu mi-a spus neapărat cum festival, ceva mai nu s-a făcut până atunci. Și la finul anului 2014, atunci ne-am întâlnit prima dată și am povestit. Și mi-a zis de ideea asta pe care o are el și mi s-a părut super ambițioasă, mi s-a părut super, super tare ca ocazie și ca oportunitate să contribui și să fiu între oamenii aceia care vor da naștere primului brand românesc 100% de acest gen din România, care are potențial să se bată de la egal la egal cu orice alt... Voi mai fuseseră, de exemplu, la un astfel de festival în altă țară până atunci? Tu ai fost, Bogdan? Da, Radulescu, fusesei deja? Eu am fost la Sighet până atunci, în Ungaria. Da. Și tu la fel? Adică în momentul în care ți-a vorbit despre idee, ți s-a părut că e extraordinară și ai zis gata, intru? La mine a fost interesant pentru că încă din agenție eu organizam evenimente, doar la un nivel mult mai mic. Și culmea, chiar în ultimul an petrecut în agenție, am scris un proiect foarte, un festival, dar era pe muzică rock, însă avea și componente de-astea de story, de mistice, foarte interesante și eram mare consumator de festivaluri și urmăream fenomenul la nivel internațional și era așa un vis de-al meu, zic, oarecum mi s-ar putea așeza și uite că a venit cu soluția. Lucrurile, da. Dar de ce ați ales acest tip de muzică și nu, nu știu, alt tip de muzică? Mie personal mi-a plăcut energia, adică dintre toate tipurile de festivaluri pe care le-am văzut, am observat o energie aparte. Oricum Untold s-a dezvoltat și atinge foarte multe genuri muzicale, dar, cum ziceam, și cred că despre asta și vorbesc oamenii despre Untold, despre o trăire aparte, despre... Un spirit, o emoție care se creează. Da, și deci în primul an a fost făcut practic festivalul în colaborare cu primăria, pentru că era și anul în care fusese ales Clujul capitală europeană a tineretului, după care ați hotărât, hai că o să facem și mai departe, chiar dacă nu mai este capitală europeană a tineretului, nu? Da, era un proiect care
A avut un răsunet internațional fantastic de la prima ediție. Am fost pentru prima dată în istorie când un festival la prima ediție reușește să ia titlul de cel mai bun festival din Europa, la European Festival Awards. Am avut păreri foarte, foarte bune de la oamenii care au fost la festival, artiștii au început să vorbească la superlativ despre noi și era clar că ne doream să mergem mai departe, fiindcă vroiam să continuăm această poveste de succes. Așa zice și primarul Clujului, că e ceva de succes. Ia. De când îi știți pe băieții de la Antold? Din 2015, când Clujul a fost capitală europeană a tineretului și împreună cu echipa de la Share, care a fost organizatorul principal atunci al evenimentului, s-au implicat în a realiza, așa cum ne doream, un eveniment care să rămână peste timp în orașul nostru și să marcheze anul european al tineretului în Cluj-Napoca. După care el a rămas unul complet privat. De acolo a intervenit creativitatea și inteligența lor de a-l face să crească de la un an la altul. Au adăugat particularități locale și naționale și au reușit să-l transforme într-un eveniment de clasă europeană și mondială. Ce înseamnă Antold pentru Cluj? De departe, cred că astăzi este unul dintre cei mai buni ambasadori pe care are Clujul. Când spui Cluj, pe mințile multor europeni și nu numai, mi-a fost o mare plăcere să fiu în Statele Unite sau în Vietnam, de exemplu, și să mi se spună, a, voi sunteți de la Antold, acolo, de la Cluj, am auzit de voi. Deci este un ambasador excepțional al Clujului și sper să mențină același nivel al calității, pentru că, repet, calitatea face diferența și cred că în continuare va putea rămâne un avantaj competitiv al Clujului, pentru că deja are un bun renume intern și internațional. Iar luna august pentru mulți e deja rezervată în primele 10 zile, că ia Antoldul, după aceea își fac alt program. Și care este ajutorul pe care îl asigură în continuare autoritățile locale pentru Antold? Suportul nostru este mai, în primul rând, de natură logistică, asigurând infrastructura de bază, ceea ce înseamnă sala polivalentă, ceea ce înseamnă stadionul. Practic, asigurarea acelui ecosistem favorabil unui climat în care lumea să-și dea interesul să iasă lucrurile bine este foarte important. Iar asta este și treaba noastră a municipalității, să adunăm acești factori împreună și să asigurăm ecosistemul necesar ca oamenii să se simtă acasă atunci când vin la un asemenea festival și, de ce nu, oamenii ăștia vin cu bani pe care îi cheltuiesc în oraș. Care este mesajul dumneavoastră pentru ei, pentru că o să vă asculte la radio? Să continue demersul pe care l-au început, să fie la fel de creativ cum a fost până acum. Știu că uneori le cresc cu barba de oboseală pentru că au multe nopți nedormite ca să poată ieși bine, dar să știe că sunt apreciați inter și internațional și că până la urmă au făcut istorie în orașul nostru. Asta mi s-a părut foarte simpatic, se duce primarul în Vietnam și zice, a, ești de la Antold, da, 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 am auzit. Niște abonamente aveți? Da, da, aveți ceva moca. Întrebarea pe care ți-o pui de fiecare dată e, cu ce bani ați făcut mai departe? Adică, am înțeles, în primul an, ok, și în al doilea an, când v-ați hotărât să rămână privat complet, cine? A, Bogdan Rădulescu a venit cu banii? Vă rog. Valiză. Da, pentru că asta e cel mai important, nu? De unde aduci bani să faci așa o chestie monstruoasă? Păi, cred că e destul de complexă partea asta, în sensul în care, da, partea financiară asigurată de parteneri e o componentă extrem de importantă. Practic, branduri care au ales să se asocieze și să investească în festivalul nostru. Însă, pentru o stabilitate mai bună, o să las și pe Bogdan să povestească ce alte surse de venit aveți, Bogdan? Buta? Păi, am avut sprijinul unor prieteni și parteneri foarte dragi care, după ce au văzut... Care succes? Bine, m-au ajutat și înainte, adică m-au ajutat de la început, cum am zis, au fost foarte multe persoane care au contribuit și au avut încredere încă de când... Era un proiect? Era o idee, adică mulți dintre oameni, și amintesc la fel cum zicea Edi, că le povesteam despre visul meu, cumva... Deci există parteneri, există oameni care susțin financiar acest lucru. Da. Pe urmă aveți banii din bilete, abonamente, nu? Da. Și ați reușit încă din primul an să fie profitabil? Și partenerii, bineînțeles, adică na, e un mix între toate elementele acestea, între bilete, parteneri, activitățile pe care le facem acolo.
Uh-huh. Iar ei chiar ne ajută să subvenționăm prețul abonamentului ca să rămână accesibil publicului din România, că altfel, dacă ne uităm, abonamentul la Untold este probabil de 3-4 ori mai ieftin decât orice alt abonament la festival mare din Europa. Doar că salariile în România nu sunt la fel ca în celelalte țări din Europa și atunci, Artiștii sau... Iar artiștii costă la fel de mult ca și în altă țară pentru voi. Da, și atunci să... trebuie să fim creativi încât să convingem companii din mediul privat să investească și ele într-un asemenea proiect. Să susțină. Și ne-am bucurat să vedem că am reușit să construim niște relații win-win. Da, toată lumea să câștige. Deci a fost profitabil din primul an? Bogdan Rădulescu face din cap că nu. Deci să ne hotărâm. A fost profitabil din primul an? Da, nu repede că trec minutele? Nu, cred că abordarea noastră, nu știu. Nu-mi place când încep răspunsul așa, abordarea noastră, ca și când, bine, deci nu a fost profitabil. Nu face compromisuri. Da. La fel am făcut și la nivel. Și ai preferat să pierzi un pic la început și să... Da, adică să-l ducem la nivelul unde merita unde să fie. Doreai să ajungă. Și să nu facem niciun fel de compromis. Asta și... chiar cu... Dar acum e profitabil, măcar după atâția ani? Cum ne place nouă să spunem, ne asumăm taxa de învățare. Dacă ceva nu merge și există un minus, am învățat. Bine, dacă nu vreți să-mi ziceți asta exact, spune, este profitabil, bine, mulțumesc. Doamne ajută! Da, știi care a fost cea mai pusă întrebare în vara asta, cel puțin mie? Toată lumea m-a întrebat care a fost cea mai scumpă masă la VIP, pentru că au fost niște cifre, nu vrei să știi. Deci știm care a fost cea mai scumpă masă care se putea cumpăra la VIP. Hai. Cred că consumația de acolo poate e mai spectaculoasă, cât au consumat oamenii, dar... Dacă să-și cumpere masa sau așa, nu știm o cifră, nu dăm o cifră. A fost într-adevăr o solicitare mai spectaculoasă. Și care a fost solicitarea spectaculoasă? Nici nu am vrea să speriem. Hai să ne speriem și noi puțin, că nu trebuie să și facem asta, doar să ne speriem. Ce? Zine. Nu era neapărat o masă, era o solicitare pentru mai multe servicii. Da, un pachet. Da? Un pachet. Cineva a cerut un pachet din ăsta special? Da, din afară, da. Și care a dat cât pe pachetul ăsta? Hai că poate vrem și noi pachetul ăsta, ce? Ce te uiți așa la noi? Cam cât pare... o mașină. Cam cât o mașină de ce marcă? Cam cât o mașină... Care conduci tu? Am înțeles. Ce să faci? Înseamnă că și-au dorit tare să ajungă la Anton. Știți ce o să facem acum? Până o să vă întreb eu niște chestii despre artiști ăștia, că sunt curioasă de ce pretenții au ei și mi se pare amuzante. O să vă dau o hârtie și o să... Uite, vă dau la fiecare ca să văd cât de talentați sunteți. Ia. Și o să ascultați niște prodigii și o să cântați aici, o să faceți un karaoke cu aceste versuri. Ia, fiți atenți. Microfonul la gură, vă rog. Suntem atenți, da? La curciuma de la drum, la curciuma cu doi tei, te oprește vrei, nu vrei. Puțică de alun, la curciuma de la drum, la curciuma cu doi tei, te oprește vrei, nu vrei. Hai că sunteți buni! Acum și dansează, să știți, dacă nu vă uitați pe europafm.ro sau pe andreesca.com, vă spun eu, dansează. Și... De alun, la curciuma de la drum, la cârciuma cu doi tei, te oprește vrei, nu vrei. La cârciuma din drum, să bei cu-n bătrânii spun, să bei cu-n bătrânii spun, un păhărel de vin bun. Bravo! Ați luat proba publicitate. La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Fondatorii festivalului Untold sunt invitații mei de astăzi la radio. Nu pot să vă spun decât că Bogdan Rădulescu a primit un mesaj în pauza publicitară. Zine, Bogdane, ce mesaj ai primit? O sfată, spune-ne. Da, mi-a scris mama că a ascultat bunica ta emisiune, să vezi ce ți-o iei. Deci în continuare e pe aceeași metodă de parenting. Atât vreau să vă zic. Hai să ne întoarcem la festival. Spuneți-mi care au fost, nu știu, cele mai nebunești pretenții, dorințe ale acestor artiști, că toată lumea vorbește că nu știu cine vrea, nu știu ce, că e adevărat că există și de-astea? Da, sunt o felul. Fiecare an. Este interesante. Da? Mie cea mai amuzantă mi s-a părut de faptul că un anumit artist vrea un lemur viu.
Dar o avea vreunul și acasă lui. Și nu se poate despărți sau de ce? Ulterior, din ce am mai discutat și cu alții, da? Alții, se pare că mulți au și câte un anumit element de ăsta total absurd. Ca să facă marketing absurd. Sau ce? Publicitate. Nu, mai degrabă să verifice dacă chiar citești Rider-ul, pentru că... Rider-ul ce înseamnă pentru cei care ne ascultă? Solicitările lor. Dacă le citești mail-ul, cum ar veni serios. Exact, tot ce au nevoie, unde sunt și pretențiile astea. Și ați adus lemurul? Nu, pentru că, cum ziceam, de ei, de fapt, cu anumite pretențiile pun doar să vadă dacă ai citit Rider-ul. Așa, și după aia când după întrebi, nu, când serios, întreb, chiar vrei? Băi, omule, chiar n-am de unde să-ți aduc, nu avem de unde să importăm un lemur viu, nu e legal să deții. Dar avem probabil o casetă cu Madagascar, dacă... Așa, dacă e suficient. Și altul și ce mai găsești vreau? Înțelegere, adică până la urmă nu sunt nici chiar atât de absurd. Nu, și până la urmă eu cred adică... că și cu o veveriță e ok, nu? Adică dar nu au fost chiar... și situații când, da, se dădeau de ceasul morții, că de ce nu au DVD-ul cu Mortal Kombat sau un anumit tip de tequila dintr-un anumit an. Dar în dar general, asta le pute la început, nu? În, adică în cerințe. Vreau... Da, dar sunt, cum ți-am spus, sunt și pretenții, adică sunt lucruri pe care le nu le așa. Găsești la noi și, nu știu, apă dar de fiji. Dar ei pun asta de... sau piariștii lor inventează cumva? Managementul lor. Managementul lor. Managementul lor, da, care e o echipă na, complexă. Și alții ce au mai făcut? Alții au mai cerut Rolex, spre exemplu. Rolex? Da, ceas Rolex. Să-l aibă așa pentru să-l seara, în, așa? Să-l aibă în cameră, da, în camera de hotel. Adică din ăsta de pus la mână sau de perete? De buzunar așa. Și să plece și cu el sau îl lăsau acolo în cameră? Păi a fost la fel, pus tocmai ca să te verifice că ai citit cu atenție necesarul lor. Sigur că în momentul în care am întrebat, dar la ce aveți nevoie de un Rolex? Să știm zis, ok, nu e cât e ceas? În regulă dacă ați citit. Așa, și alții, nu știu. Dar nebunii din astea fac, nu știu, habar n-am când vin pe aici. În general nu mai pleacă. Cam asta e problema. Că știu că la un moment dat, nu mai știu, povestea cineva că pe unul nu-l mai găseați, să-l aduceți la scenă, plecase prin oraș și l-ați căutat sau... Mai fac și de-astea, mai dispar. Surse. Da, mai am și eu niște surse, dar la poliție. La anul trecut, Steve Aoki, după festival, s-a dus și a făcut niște poze la o stână de oi aici, undeva. Nimeni n-a știut că pleacă, efectiv, nu știu cine l-a dus, cum l-a dus, noi am văzut doar la el pe Instagram, pusă poza la o stână de oi. Deci mai ies și din program așa. Iar legat de faptul că nu mai pleacă, nu știu, un caz interesant era, de exemplu, cu Marshmallow, când, în mod normal, având și... casca respectivă, care e parte din identitatea look. Lui, exact. Ei nu rămân niciodată la show-uri după, pleacă tocmai să nu vadă nimeni cine e. Uite la Untold, tipul și-a dat jos casca, a venit, a petrecut cu noi și toată echipa era șocată, au stat până a terminat Armin dimineața. Deci a avut o super experiență, adică chiar și un astfel mai... de artist mare. Și, Edith, tu povesteai, nu, că i-a dat telefon cui lui Armin sau cui de trebuie să ia un interviu sau cine a fost? Da, colegii tăi de la Virgin a trebuit să ia un interviu dimineața și l-au sunat băieții. Asta că nu era la Untold, era acasă la el. Da, era peste an, da, era la casă, l-au sunat băieții la matinal și a zis, uite, băi, ne pare rău că te deranjăm chiar așa la 8 fără 10, dar noi suntem în matinal, că așa e tronsonul orar. Și a zis, niciun deranj, e ok, că eu tocmai mă pregătesc să merg la școală cu copiii, să-i duc. Pentru mine e ceva normal să mă trezesc dimineața, dacă nu sunt plecat în turnee pe undeva, în cursul săptămânii mă trezesc. De ce la ei acasă în timpul anului, când nu sunt la festivaluri? Exact, unii dintre ei sunt niște oameni absolut... O viață normală, normal. Da. Dar când îi cazați, de exemplu, anumite pretenții, sau unde îi cazați? La hotel normal sau... La hotel normal. Păi nu, adică dacă stau la un hotel sau stau în apartamente închiriate ca să nu se întâlnească cu alții, nu știu. La cămin. Închiriem destul de multe camere. Adică așa. Anul acesta cred că am avut undeva la vreo 900. Da. Adică noi avem la Antol cam 250 de nume pe afiș, dar sunt care au și echipe ori. În spate sau bandurile, au mai multe. Câți oameni vin, deci, până la urmă? Aveți așa o... Păi noi cam 400-500 de camere. Păi nu, 900 de camere. Da. 900. Da. 900 de camere și ei cât sunt cu toții? Adică toți pe care îi chemați, nu știu, cu artiști, cu band, cu manager, cu nu știu ce, câți oameni sunt? Cam în cât...
Cam 1000 de, adică ca și handling, cam 1000 de persoane avem în grijă, să zic, în cele 4 zile. Asta strică și strică artiști, pe lângă. Dacă discutăm de câți oameni lucrează la festival, lucrează cam asta, 9000 de persoane. Da. Da, uite că să nu uit asta. Lucrați de la un an la celălalt, când s-a terminat un festival, deja vă apucați următorul, nu? Da. Și acum aveți și nevărsii. Da, de fapt, de 2 ani deja. Asta și ce va veni și cu nevărsiu? Nu va ajungea pantoldul de muncă și v-ați gândit să mai faceți ceva, nu? Păi, cumva ne-am dorit să ducem mai departe povestea de succes de la Cluj, să dezvoltăm încă un proiect în România. Un L-ai proiect pornit, care... gata. Și v-ați dus pe plajă. Ne-am dus pe plajă pentru că, na, era normal, dacă avem un festival aici în inima Transilvaniei, să mergem și către litoralul românesc, care are un potențial foarte mare și... Cumva în felul acesta, business-wise, ne-am și consolidat poziția de principal jucător în industria de evenimente din România. Și ce e complet diferit, nu știu, la Neversea față de Untold? Locația, bineînțeles. Adică, na, asta ne-a și atras. Adică noi primeam diferite propuneri și cumva veneau diferiți primari să ne spună, uite, aici e stadionul, aici e sala de expoziție, aici nu știu ce, am zis, nu, ok, hai să... Să fie complet diferit, dar e mult mai greu de organizat la mare decât aici? A fost dificil partea asta de construit pe nisip, adică a fost o experiență super interesantă. Deci n-am crezut că am să ajung să iubesc asfaltul atât de mult ca și după Neversea. Gândește că acolo construiești de la zero totul, începând de la electricitate pe care trebuie să ți-o asiguri pe plajă și până la, nu știu, aleile pe care se plimbă oamenii, totul e construit de la zero pe o plajă. Și echipa voastră care se ocupă de Untold, de Neversea, cât sunteți? Toți? Păi, cred că suntem așa o echipă permanentă, cam de 30-40 de persoane. Deci 30-40 de persoane care lucrează un an întreg. Și apoi care lucrează din secunda 1 și apoi cu cât ne apropiem de festival, echipa crește și până la ajunge... Cât? Păi cum spunea și Bogdan, ajungem până la 9.000 de oameni care sunt implicați. 9.000? În înseamnă organizarea. Cu voluntari? Nu aveți și voluntari care vin voluntari la festival? Voluntari, cu forțe de ordine. Cu forțe de ordine. Cei care vând în baruri sau în... Da, timp pentru viața voastră personală mai aveți între aceste, nu știu, acum atât... de multe lucruri de făcut cu festivaluri. Nu știu, Ioana face semn la geam aici că nu, dar voi nu vedeți la radio, deci da. Poți să spui ce vrei, Edi, pentru că nu se vede la radio. Aveți timp de viața voastră, zic? Ei, avem timp de viața noastră și noi am și îmbrățișat cumva cu toată inima treaba asta pe care o facem. Lucrăm și împreună, ne este foarte ușor. Da, pentru tine e și bine că ești cu Ioana împreună. Aveți și un bebeluș. Avem și un bebeluș. Și Antoldina. Antoldina, am văzut că merge cu voi peste tot. Așa e. Și asta, încercăm să îmbinăm ceea ce facem cu viața personală și ne iese. Și dacă nu le place, nu știu cum oricum, să facem. Oricum, Bogdan, noi... Rădulescu, ia zi, tu mai ai timp să ajungi acasă? Și eu am o super iubită, o cheamă Silvia, suntem de 3 ani și... Și bunicul a zis îmi urăște telefonul. Bunicul urăște telefonul ca și bunicul și bunicul a zis să te gândești serios la viața ta, nu știu ce a vrut să zică, dar eu bănuiesc că, nu știu, să te gândești serios, ce faci? Da, e destul de fină linia între muncă și timp liber când nu realizez că muncești de fapt. Da, pentru că vă place foarte mult ceea ce faceți. Ia zi, Bogdan, Buta? La mine planul personal este cam pe locul neglijat. E cam neglijat. Bine, lasă că o să vorbești cu mama ta să vedem ce zice. Ce părere are? Ce părere are ea, după ce că nu știi nicio poezie din 25. Trecem la rubrici. Pregătiți-vă, o să vă întreb pe rând pe fiecare, pentru că sunt două rubrici back-to-back și 10 întrebări esențiale și pentru că voi sunteți trei, o să vă întreb așa pe sărite. Ia. Back-to-back. Numele meu ar putea fi... Și tu spui cam care ar putea fi numele tău, Edi. Numele meu ar putea fi... Adrian. Perfect. Sunt? Sunt ce? Nu știu, zi tu. Sunt? Fericit. Bravo. Arăt ca... Voi completați propoziția, da? Arăt ca... Johnny Bravo. Johnny Bravo, exact așa arăș. Miros ca... Johnny Depp, salvată. Bine, Ioana, mulțumim frumos. Fetele întotdeauna au răspunsuri mai repede. Băieții ăștia se gândesc. Mă simt ca...
nu știu de unde vine, un fulg de nea. Da, bravo, ca un fulg de nea. Ce? Fac un zgomot de... Aude tot orașul. Am un gust de... Crăciun. Bravo. Ultima mea realizare a fost... Ton la grătar. Aș fi perfect dacă... Hai, Bogdan! Aș fi perfect dacă... Sunt multe de împărătățit. Mi-e rușine de... De domnul Muscă. Nu știu, zici tu ceva. Mi-e rușine de... Nu-i rușine de nimic. Bine, mergem mai departe. Aș mânca oricând... Ah, prea multe. Prăjitură. Pentru bani aș face... Nu am pus niciodată banii pe primul loc. Nu iubesc deloc... Lipsa de sinceritate. Armin este... Un zeu. Care o să fie tema de anul viitor? Că în fiecare an are o temă. E surpriză. Nu aflăm la radio chiar așa. Oricum am aflat foarte mult. Dar despre ce așa, așa de departe, așa, nu știu, cumva? Să nu spunem exact. În general, Antold are tema partea asta mitică, mistică, adică de inspirație transilvaniană. Dar... Și la câți oameni să ne așteptăm? Că o să dar să nu uitați că va fi Fioriții aniversar anul viitor, 5 ani. Ah, deci fii atent, stai că ne-a dat un hint. S-ar putea să fie legat. Să fie ceva cu 5. Bine, hai că o să mă gândesc. Câți oameni așteptăm anul viitor? Mulți? Toți. Toți. Toată planeta să vină. Lăsați planeta să vină la noi. Bun, gata, am înțeles. Mergem la 10 întrebări esențiale. Acum vă iau un ordine. 10 întrebări esențiale. N-ați scăpat. Care a fost cea mai nebunească investiție pe care ai făcut-o, Bogdan Buta? Un iepure de la el din birou. Bă, de ce răspunzi tu în locul lui? Să știi că o să te scoți la tablă. Nu e frumos, Bogdan Adulescu. Bogdan Buta, care a fost cea mai nebunească investiție pe care ai făcut-o? Pentru unii ar fi Antold. Tu ești acum, Bogdan Adulescu. Da. Descrie pe ceilalți băieți în 3 cuvinte. Pe ceilalți băieți, Bogdan Ia, pe Buta. Ia. Vizionar. Serios? Nebun. Ok, da, am înțeles. Și, ia, descrie-l și pe Edi. Foarte fain. Da. Prieten. Da. Și haios. Super. Care a fost întâlnirea care ți-a schimbat viața, Edi? Întâlnirea care mi-a schimbat viața? Două. Ia zi. Întâlnirea e două. Întâlnirea e două. Ia zi. Păi, apropo de ce vă spuneam de magazin Sălăjean, a fost acolo a fost acolo o persoană care m-a încurajat în perioada aia să scriu și să citești, să ascult muzică și multe alte lucruri. Și apoi când am reîntâlnit-o pe Ioana. Când am reîntâlnit-o pe Ioana. Cu niște ani și a fost o schimbare în bine în viața mea. Dar această reîntâlnire a fost exact în anul în care s-a lansat Antold, așa că spune că Antold este live changing experience chiar și pentru mine. Bravo! Zi, Bogdan Buta, tu ești acum. Când te-ai simțit mândru tare? Probabil când s-au deschis porțile stadionului și am văzut atâția tineri fericiți alergând și atâta bucurie, efectiv. Să știi că și eu m-am simțit mândră, deși nu făcusem nimic când am văzut asta. M-am simțit mândră așa că există așa ceva în România. Cred că toată încărcătura aia, efectiv, mi-au dat lacrimile. Cu cine ți-ar plăcea, Bogdan Rădulescu, să te blochezi în lift? Să știi că l-am luat la rând, nu le-am luat pe sărite. Zi. Cu Branson. Bine! Edi, sex dimineața sau seara? Copilul de 3 luni. Oricând o fi bine și la prânz să fie, am înțeles. Care este ultima fotografie pe care ai făcut-o cu telefonul mobil, Bogdan Buta? Fac la chestii care mi se pare interesante, orice văd interesant. Și acum nu știi care? Hai, uite-te în telefon până când îl întrebe pe Bogdan Rădulescu următoarea. Ce înseamnă distracție pentru tine? Prieteni, o ieșire într-o... ieșirea cu gașca de prieteni în copilărie, asta înseamnă. Edi, dacă s-ar face un film despre Antold, cine ți-ar plăcea să joace în rolul tău? Eu. Ai rămas cu gândul că nu te-ai dus la teatru, am înțeles. Zi, care e poza? Se pare că unei mașini am făcut poza. Ești bine. Atunci termină, Bogdan. Care a fost cea mai proastă stratagemă pe care ai folosit-o ca să agăți o fată?
How you doing? Da. Cât e ceasul Rolex? Hai, zi. Ai avut vreuna așa când ți s-a părut că n-a fost bună? Cred că mai multe, că nu m-am priceput niciodată să agăț. Da. Aia cu șlapii, aia cu mai eu. Nu știu. Hai, scăpați-l din încurcătură. Edi, se pare că știe mai mult despre el. Avem noi o glumă, dar noi avem o glumă legată de mare și de ținuta pe care o avem înainte de a deschide festivalul pe mare, la mare. Și suntem așa toți obosiți, transpirați și fiind căldura foarte mare, Bogdan mai are momente în care își mai ia cât un mai eu din asta. Ca să vă umilească. Mai eu. Frumos așa. Bine, lasă că vorbim după emisiune despre asta. Nu mai avem timp, ce să fac? O să mai facem o emisiune ca să mai povestim. Bogdan, Edi, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și noi pentru... Vă doresc baftă în continuare. Ne vedem la Untold, care... Desigur vine după TIF, pentru că aici e treabă multă de petrecut și până atunci, ce să vă spun, baftă, baftă, vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor Europa FM din Cluj. Vă văd probabil pe mulți dintre noastre în continuare la Cluj Hub, unde până în ora 19 putem face cumpărături la jumătate de preț. De băieți ne despărțim pe ultima lor alegere muzicală, ia să vedem ce avem. Ah, Pink Floyd, Wish You Were Here. La radio cu Andreea Esca, la Europa FM. We'll be right back.